Mă aflu în satul Țâră, raionul Florești, și mă uit cum aici porcii umblă liber. Lumea le dă drumul dimineața, s-ar vine acasă, au pască cum ar paște niște vaci. Apa e alături, care e plin de noroi, se tăvălesc la răut aici. Foarte frumos. Toți sunt de o culoare. Vopsiți. În satul Țără, asta de mult de când țin minte, era lucrul acesta. Și seara se întorc toți acasă la locurile lor. Bănuiesc carnea trebuie să fie bună, deoarece dacă este atâta vegetație și vitamine și restul, probabil ne mai adaugă ceva seara acasă. Nu știu, e de la o familie sau de la mai multe. Chiar așa e destul de amuzant și interesant acest lucru. Porcii liberi dimineața se pornesc la păscut și seara se întorc. Aici este rău, satul Țării este un sat foarte interesant, așa pe valea aceasta, pe malul râului Răut. Pe data de 28 se va petrece festivalul Bășcuților, mi-a spus primarul. E un sat destul de vechi, am înțeles că Țărul este chiar și mai vechi ca orașul Chișinău. Biserica pe timpul aici n-a fost închisă, permanent a fost deschisă și deci e un sat destul de interesant din punct de vedere așa geografic și istoric. Da. Cu câtă râvnă pasc acești porci, fără oprire. Și iată și un punte din satul Țâră. Un punte care se ține pe niște troșuri. Foarte interesant. Răutul este destul de activ în zona aceasta. Mai sunt pescari pe aici, pe la Răut. Da, interesantă punte. Acolo pe deal este scris. Puternic. Într-adevăr, în acest sat este o liniște. Te odihnești și fizic și sufletești. Iată aici a apărut ca o insulă în mijlocul Răutului. Chiar crește și un copac. Aici s-a îngustat tare râul. Curge cu viteză.
Interesant. Nu te acolo este scris. Dacă se va vedea. Dacă este scris 550 ani. Așa. Ce vârstă are acest. Acest sătuc.